Stimată doamna ministru, domnule Ștefan Țibuleac, stimați invitați, onorată asistență, eu mă numesc Rodica Panța, sunt doctor în științe politice și recent am devenit și eu membra echipei CID-NATO, Centrul de Informare și Documentare NATO în Republica Moldova, și am acceptat cu mare plăcere de a modera acest eveniment, care este unul parte integrantă al proiectului Supravegherea sectorului de securitate de către societatea civilă din Republica Moldova. Este un proiect care este în desfășurare în acest an, începând cu luna martie și se va finaliza către luna noiembrie. Obiectivul acestui proiect a fost să ofere expertiză alternativă în evaluarea guvernanței sectorului de securitate și să ofere recomandări, să furnizeze evaluarea nevoilor și corelarea acestora cu domeniile de asistență externă oferită de diferiți parteneri internaționali, în sprijinirea eforturilor Republicii Moldova în guvernarea și reformarea sectorului securității. Și deja în cadrul acestui proiect au fost realizate câteva activități. În primul rând a fost lansat studiul cu privire la cartografierea organizației societății civile din Republica Moldova și rolul acestora în sectorul de securitate în luna augustă acestui an. De asemenea, alte activități au fost stabilirea unui mecanism al societății civile pentru a facilita o revizuire dinamică a guvernanței sectorului de securitate. A fost prezentat și evaluată guvernanța sectorului de securitate și un obiectiv major a fost de a sensibiliza, bineînțeles, publicul cu privire la practicile de bună guvernanță în sectorul societății. Astăzi noi ne-am reunit cu dumneavoastră pentru a da start discuțiilor privind elaborarea noi strategii de securitate, care se desfășoară, după cum vă ziceam, în cadrul proiectului Supravegherea sectorului de securitate de către societatea civilă din Republica Moldova. Realizarea acestui proiect, sigur că nu ar fi fost posibilă fără finanțarea care a fost oferită de către Fundația Konrad Adenauer în Republica Moldova. În acest sens, cu un mesaj de salut, îl voi invita pe domnul Martin Sig, directorul reprezentanței Fundației Konrad Adenauer in Republica Moldova. Now I say in English, I would like to invite Mr. Martin Sig to deliver his welcome speech. Yeah, thank you very much. It's a pleasure to be here. Vă mulțumesc foarte mult, este o plăcere să mă aflu aici și salut pe toată lumea și din partea noastră mulțumesc mult Sandei Sandu pentru organizarea proiectului din numele Fundației Konrad Adenauer. Eu cred că este evident că cu toate provocările legate de reformă în Republica Moldova, securitatea sau sectorul de securitate este o parte crucială, esențială și elaborarea strategiei este o provocare, după mine, care poate să fie descrisă prin un citat care de regulă este atribuit fiului lui Eisenhower, fiului lui Churchill, care spune aproximativ că dacă nu planifici, poți să ai poate nu tare mari consecințe, dar planificarea, de fapt, ideea este că planificarea este esențială și pentru a continua planificarea pentru toate provocările țării și asta ar putea să fie necesar pentru reforme, dar în majoritatea țărilor, atunci când vorbim despre securitate, probleme de politici, este ceva specific și Moldovei, dar nu este întâmplare că în perioada aceasta în Moldova aceste lucruri și planificarea inclusiv joacă un rol foarte important, dar practic este important să ai grijă de toate nevoile ca să poți face față diferitor provocări și noi ne bucurăm foarte mult să sprijinim acest exercițiu și eu cred că toată lumea care participă își mulțumesc tuturor care participă și doresc tuturor discuții fructuoase. Mulțumesc! Rodica, încodeți sunetul, nu auzim. Îmi cer scuze. În continuare, cu cea mai mare plăcere, o invit la microfon pe doamna Ana Revencu, ministru afacerilor interne al Republicii Moldova. Cu o precizare extrem de importantă, doamna Ana Revencu a participat la discuțiile în cadrul acestui proiect încă în perioada în care deținea funcția de secretar al Consiliului Suprem de Securitate și consiliera președintelui Republicii Moldova în domeniul apărării și securității naționale. Doamna Ana Revencu, vă invităm cu un mesaj de salut. Nu știu dacă este conectată.
Bună ziua, colegi! Sper că sunt auzită bine. Da, da. Da, da, se aude, se aude. Îmi pare bine să revăd multe fețe cu care, așa cum ați menționat și dumneavoastră, ne-am văzut la început de cale, atunci când acest proiect a fost lansat. Mă bucur foarte mult să aud că parcurge conform orarului, să zicem așa, prestabilit și lucrurile avansează. La fel sunt foarte bucuroasă să vă salut și din noua mea funcție. Reținem cu toții aici, ca și o echipă mare, rolul pe care îl are Sistemul Afacerilor Interne în Sistemul Național de Securitate și cu riscul de a mă repeta în raport cu unele principii, unele linii directorii de care ar trebui noi toți să ne ghidăm, zic riscul de a mă repeta pentru că le-am punctat în cadrul evenimentelor similare ceva mai înainte, dar zic eu că este important să ținem cont de niște aspecte cheie de la care derivă acest exercițiu pe care ne-l propunem și exact și acele principii, linii directorii care să ne rămână permanent activi în memorie și în vizor pe parcursul întregului proces pentru a nu deriva, pentru a nu devia și a ajunge cu bine acolo unde ne-am propus. Cu certitudine putem spune astăzi că arhitectura sectorului național de securitate și apărare s-a schimbat în virtutea multiplor factori, factori de ordin și intern și extern, factori care sfidează ordinea legală, reduce din perspectiva autorităților de aplicare a legii de a fi eficiente. Astăzi noi constatăm și vorbisem și cu dumneavoastră și cu alți colegi experți din regiune că avem un cadru normativ, instituțional, organizațional destul de conservator, nu este suficient de flexibil, nu este adaptat pentru a face față provocărilor, amenințărilor și reale și imediate, dar și de perspectivă care deja se prefigurează pentru societatea noastră. Documentele de politici strategice care le avem astăzi cu referire la sectorul de securitate înglobează mai degrabă selectiv subiectele pe care ar trebui să le avem cu toții în vizor. Nu mai observăm că aceste documente de politici să aibă un caracter inclusiv sau integrat, care ar presupune o includere într-un cadru unic, dar și uniform, toate subiectele pentru întreg sector de securitate și care ar viza toate sau principalele amenințări la securitatea națională. De aceea, miza strategică este consolidarea securității atât pe plan intern cât și pe plan extern, astfel încât Republica Moldova să fie nu doar un primitor, dar și un furnizor de securitate viabil, autentic, credibil. Zonele gri, cum deseori, la care deseori ne referim, cum le numesc și partenerii noștri internaționali, printre care și diferentul Transnistrian, dar și cele din regiune, la fel creează noi ecuații de securitate, dat fiind circumstanțele de securitate care suferă în continuare schimbări în caracterul său. La nivel național, evaluarea infrastructurii critice de securitate este un exercițiu absolut necesar, care trebuie să fie ancorat în proviziune de securitate a Republicii Moldova, datorită factorilor interni și externi, care au un impact, așa cum ziceam, asupra securității, și aici mă refer și la corupție, mă refer și la contrabandă care generează fluxuri financiare ilicite cu pierderi considerabile pentru bugetul național. Aici mă refer și la criminalitatea transfrontalieră, care devine mult mai solidă datorită și tehnologizării multor procese,
Mă refer și la securitatea frontierelor pe ambele părți și de est și de est. Investițiile economice necesare în sector, în virtutea acestor și datorită acestor factori, Republica Moldova se află mereu într-o fază activă de monitorizare din partea organismelor internaționale. Aici vorbim și despre Consiliul Europei, și despre Organizația Națiunilor Unite și Uniunea Europeană, iar scopul nostru este de a trece o nouă etapă de post-monitorizare. Pe un alt pilon, când vorbim despre amenințări, despre factori de risc, la fel trebuie să ținem cont că avem schimbările climatice cu toate consecințele sale. Vorbim despre apă și sanitație, vorbim despre securitatea alimentară, la fel ne referim și la infrastructura și sursele energetice, deci în acest caz și despre securitatea energetică, alte procese care ne influențează cu siguranță reziliența este și mobilitatea migrațională, un alt factor nu mai puțin important și de fapt destul de serios simțit în ultimii ani sunt atacurile cibernetice, este propaganda mediatică, dezinformarea și multe altele. Acestea creează un tablou situațional în domeniul securității din care derivă noi priorități în documentele strategice care astfel nu sunt, astăzi nu sunt acoperite sau sunt acoperite foarte segmentar și îngust. Ori procesul de ajustare a acestor documente de politici, procesul de bugetare implică eforturi și în timp, implică eforturi conjugate, presupune participarea în egală măsură a actorilor din vari sectoare și cu varii profiluri și un efort respectiv intelectual pe măsură. De aceea, în speranța că noi vom putea și structurile de stat și mediul asociativ și specialiștii din Academia, cei naționali, cei din regiune, noi toți vom putea conjuga eforturile pentru a realiza acest exercițiu pe care ni l-am propus noi toții, noi cu toții, și anume un proces de revizuire a sectorului securitate într-un mod integrat și consultativ, astfel încât să ajungem să avem un tabou clar cum trebuie să arate această arhitectură a sistemului de securitate, care sunt cele amenințări și riscuri prioritare asupra cărora trebuie să ne concentrăm în mod prioritar atenția, care este finalitatea dorită în sensul capacității naționale de a face față acestor eforturi, care este resursa necesară și cum cu siguranță arată acel mecanism de monitorizare, evaluare continuu și adaptabil la noile provocări care apar pe parcurs. Speranța mea este că această platformă va fi una foarte utilă, ea va rămâne activă indiferent de durata proiectului și ne va putea uni într-un dialog constructiv pentru a realiza acest deziderat pe care îl împărtășim cu toții. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru efortul fiecăruia de a contribui la acest exercițiu. Mulțumesc! Mulțumim și noi, doamna ministru, și vă mulțumim și pentru prezența. Cu siguranță aveți o agendă foarte încărcată. În cele ce urmează, îl voi invita la microfon pe domnul Ștefan Țibuleac, șeful Serviciului Consiliului Suprem de Securitate al Aparatului Președintelui Republicii Moldova. Vă mulțumesc, sunt aici, onorată asistență, stimați participanți, vă salut. Mulțumesc pentru această invitație și oportunitatea de a adresa un mesaj organizatorilor și participanților acestui eveniment important în contextul elaborării documentelor de politici publice cu suportul analitic consistent. Studiul prezentat este un material extrem de util din perspectiva suportului metodologic de elaborare a strategiei securității naționale. Este un exercițiu care setează și descrie contextul și premisele procesului de elaborare acesteia. Pentru Serviciul Consiliului Suprem de Securitate, subiectul și studiul prezentat reprezintă o resursă analitică care valorifică contribuția directă a ONG-urilor din sectorul de securitate. Politicile publice care țintesc protecția drepturilor și libertăților cetățenești, concomitent cu realizarea securității naționale,
necesită o schimbare de paradigmă și de regândire a sistemului de securitate națională. Însă reforma sistemului de securitate nu este doar apanajul instituțiilor de securitate, ci presupune și implicarea societății civile prin media, ONG-uri sau think tank-uri de expertiză. Reforma sistemului de securitate, care se discută mult, cuprinde cel puțin două nivele. Nivelul politic al reformei, care prevede eficientizarea aspectelor politicii de securitate națională, și nivelul tehnic, orientat spre întărirea componentei operaționale privind consolidarea capacității instituționale și de personal, precum și eficientizarea funcționalității structurilor din sectorul de securitate. Astfel, consider că reforma în domeniul securității naționale trebuie să se bazeze în primul rând pe capacitatea statului de a atenua vulnerabilitățile sistemului, prin dezvoltarea capacităților instituționale, de rezolva probleme care se perpetuează, precum și cele emergente. Respectiv, procesul de reformare trebuie să fie impulsionat de aprobarea unei noi strategii de securitate. Precum a fost marcat și în studiu, actuala strategie de securitate națională, care a fost aprobată în 2011, este profund marcată de inactualitate, de abordarea MIUAP a amenințărilor și riscurilor interne și externe, precum și de lipsa perspectivelor previzibile de asigurare a securității naționale pe termen scurt și mediu. Respectiv, elaborarea noii strategii, care este influențată de context, de necesități, de probleme, trebuie să fie distinctă de strategia din anul 2011. Și anume, primul lucru care o face mai distinctă, ea trebuie să stabilească imperative de transformare instituțională și sectorială, evidențiind modul de intervenție, coordonare și combaterea riscurilor și amenințărilor de către instituții abilitate. 2. Trebuie să opereze cu indicatori de securitate, care vor servi drept instrument de monitorizare și de evaluare periodică a stării securității naționale. Și 3. Documentul trebuie să specifice responsabilii de realizare, monitorizare și raportare pe obiective și paletă de amenințări. În așa fel, strategia va stabili responsabili de securitate pe domenii, va facilita interacțiunea lor în cadrul sectorului de securitate, va consolida coordonarea unitară a acestui sector și va contribui direct la acțiunea, direct la asigurarea intereselor naționale. Mă bucur să constat că în studiul pe care îl prezentați astăzi este evidențiată nevoia de a stabili clar care sunt interesele naționale Republicii Moldova. Consider că la moment Republica Moldova nu are definite expres interesele sale naționale, care sunt cheile de asigurare, precum și metodele de prezervare a acestora. După cum cunoaștem, strategiile de securitate naționale, majoritatea statelor lumii conțin referințe obligatorii la interesele naționale, ca bază și criteriu inițial de identificare a amenințărilor și riscurilor la adresa securității naționale. De asemenea, susțin constatarea autorului privind fenomenul corupției, căruia trebuie să fie atribuit un grad sporit de atenție în capitolele viitoare strategii, cu încadrarea acesteia în categoria amenințărilor de securitate. În timpul apropiat, provocarea majoră pe care ne așteaptă în procesul de elaborare a strategiei securității naționale este consolidarea 1. Profilului de securitate Republicii Moldova. Profilul de securitate este definirea conceptului, în primul rând, a securității naționale integrate, este formularea intereselor naționale, este elaborarea registrului amenințărilor, riscurilor și vulnerabilităților sistemului de securitate națională, precum și analiza situației de securitate în regiune, precum și cea internă. Identificarea obiectivelor strategice și direcții de acțiune este punctul 2. Punctul 3 este conturarea areei de responsabilitate a instituțiilor din sector. Și 4. Consider că introducerea unor indicatori de securitate ar permite controlul securității naționale. În final, vreau să menționez că împărtășesc ideea, precum că elaborarea strategiei de securitate națională trebuie să fie consultată pe larg cu implicarea societății civile, cu participarea deschisă, iar în procesul de elaborare, cetățenii să fie informați despre progres, vocea cărora trebuie să fie auzită prin intermediul platformei societății civile în sectorul de securitate. Instituția prezidențială își exprimă în continuare deschiderea de implicare și colaborare cu reprezentanții societății civile în sectorul de securitate și declară angajamentul pentru valorificarea capacităților și resurselor existente din ambele părți. Ne dorim ca în următorul exercițiu de elaborare strategică să implicăm activ platforma societății civile în calitate de subiect al comunicării deschise cu cetățeanul. Eu vă mulțumesc pentru invitație și vă urez mult succes în desfășurarea activităților propuse în agenda de astăzi.
Domnule Țibuleac, vă mulțumim foarte mult. Mersi mult. Și pentru prezență și pentru analiza pe care ați făcut-o. De fapt, ați anticipat cea de-a doua parte a evenimentului nostru de astăzi, în care vom prezenta studiul Politica de Securitate Națională a Republicii Moldova, premise pentru o nouă strategie. Și înainte de a oferi cuvântul autorilor acestei strategii, acestui studiu, vreau să menționez că studiul poate fi accesat, vizualizat și citit în varianta română. Este plasat pe pagina infocenter.md și în cel mai scurt timp va apărea și o variantă engleză, iată, pentru vorbitorii de limbă engleză. În cele ce urmează voi oferi cuvântul doamnei Natalia Albu, care este expertă, conferențiar universitar, expertă în securitate, cercetător științific, pentru a ne prezenta rezultatele acestui studiu, iată, care se lansează astăzi. Doamna Natalia, poftim! Bună ziua! Eu vreau să mulțumesc foarte mult pentru intervențiile anterioare, în mod special pentru prefigurarea încă o dată mediului, atât de punctat a mediului intern și regional de securitate în care se încadrează Republica Moldova, precum și aspectele cheie a unei strategii naționale de securitate, reșit din faptul că acest document de discuție, am putea spune mai mult, un studiu pentru discuții, deci eu și l-am denumit discussion paper, mai mult un material destinat de a identifica necesitățile de securitatea Republicii Moldova din perspectiva adoptării unei noi strategii de securitate națională. Se bazează mai mult pe discuțiile care au demarat în luna martie și au avut o întâlnire online 27 mai, unde au fost și oficiale structurilor de stat, inclusiv și societatea civilă, și am discutat privind premisele de elaborare o strategie de securitate națională și am evidențiat principalele constatări pe baza unui chestionar care a fost expediat experților privind efectuarea unui audit sau care ar fi prioritar documentul, în primul rând adoptat unul sectorial sau unul la nivel național. De aceea, în cadrul acestui material, noi ne-am propus mai curând să evidențiem domeniile sensibile ale politicii naționale de securitate, cu scopul de a consolida viziunile privind necesitățile de revizuire a strategiei de securitate națională, că deja fiind la etapa aceasta, mulțumesc foarte mult doamnei Rivenco, reprezentantul Consiliului Suprem de Securitate, noi avem confirmare privind deschiderea și poate o linie verde privind pe viitor apropiat va fi inițiat un proces de elaborare unei noi strategii de securitate națională. Deja nu mai există discuții în oricare măsură la etapa actuală de ce avem nevoie de un document nou. Deja toți conștientizează, inclusiv sectorul guvernamental, precum și societatea civilă, necesitatea unui nou document, reieșind din realitățile mediului de securitate, precum și modificările interne, chiar și vectorului de guvernare la nivel național după alegerile din iulie 2021. De aceea, noi ne-am propus mai curând să evidențiem liniile care la moment nu prezintă o claritate, cum de început descris acest document, care ar fi următoarea etapă, pentru că încă există confuzii privind ce fel de strategii de securitate națională are nevoie Republica Moldova. Ce fel de viziune strategică, cum această viziune strategică de formulat într-un document de politici într-o țară cu multiple vulnerabilități care au fost menționate anterior, conflict înghețat, imaginea de stat capturat și așa mai departe. Mai mult ca atât, practica anterioară a arătat și experții recunosc că deseori se întâmpină probleme privind evaluarea cadrului de riscuri și amenințări. Mai simplu spus, care sunt prioritare? Care trebuie acum pe o agendă, pe o strategie, pe agenda unei strategii, de prefigurat sau de scris într-o structură bine corelată cu necesitățile noastre de securitate. Și deja în acest context, ceea ce veți găsi în cadrul acestui studiu la final, este o structurare a tuturor riscurilor și amenințărilor care au fost în documentele anterioare de al politicii naționale de securitate, inclusiv concepția securității naționale,
din 95 și cea actuală din 2008. De asemenea, veți găsi riscuri și amenințări ca un punct de facilitare și înțelegere a riscurilor și amenințărilor care au fost discutate în cadrul strategiei de securitate națională din 2016, care a fost abrogată și nu a fost adoptată. De asemenea, veți găsi din partea experților și societății civile efectuată într-un proiect în contextul CNATO și reprezentanții de experții din România, care au încercat sectorial să analizeze prin prisma focus grupurilor care sunt riscurile și amenințările. Plus la toate, experții menționează în mod special că nu există o abordare sau o viziune holistică a strategiei sau politicii de securitate națională a Republicii Moldova, în special din perspectiva inclusivă. Cu tot mai mult astăzi se vorbește despre dezvoltare, securitate, ne asumăm anumite angajamente privind asigurarea securității umane, inclusiv în contextul luptei cu corupția. Aceste aspecte, de fapt, s-ar merita să la etapa contemporană să se regăsească un document de politici și strategii naționale, cu atât mai mult că revizuirea, am putea spune, revitalizarea structurală și funcțională a instituțiilor din sectorul de securitate și apărare la nivel național este pusă pe agenda de guvernare. Anume, din perspectiva holistică, aceasta va permite de a evidenția necesitățile de securitate și va permite necesitățile instituționale de revitalizare acestora. Deci, în cadrul studiului dat, noi ne-am propus două componente în mod special. Una, încercăm prin lecții învățate și constatări să vedem care ar fi liniile directorii pentru inițierea unui proces, deja nu discuții, dar proces care ar facilita elaborarea unei strategii naționale de securitate și care este locul acestea în politica națională de securitate. Și a doua componentă se referă la trei aspecte care sunt pe agenda națională și s-ar merita să se regăsească și pe agenda securității naționale. Eu ce vreau să evidențiez în acest cadru, în primei părți, în primei componente, că în perioada anul 2019-2021, la nivel național, au fost efectuate foarte mulți studii. Deci am constatat, de fapt, în procesul respectiv, dacă până în 2019 exista un colaps privind structurarea ideilor de bază pentru o politică de securitate națională, păi noi vedem că anumite organizații neguvernamentale și experți independenți au elaborat studii dincolo de amenințările hibride care sunt în trend, sunt și viziuni privind necesitățile de revizuire a strategiei naționale de apărare, a strategiei militare, strategiei securității naționale. Recent au fost prezentate și de domnul Cibotaru privind necesitățile de revizuire din perspectiva securității militare sau apărării naționale a Republicii Moldova. De aceea, în primul rând, noi constatăm în cadrul studiului dat și recentele consultări publice privind sectoarele pe care își propune să dezvolte programul de guvernare, au constatat că este o lipsă de cultură de securitate. În cadrul studiului dat, noi de fapt constatăm că politica națională de securitate reflectă nu doar opiniile guvernului și altor instituții, așa cum a menționat domnul Țibuleac, este vorba de populație, este vorba de societatea civilă, care se manifestă prin participarea la discuțiile publice și este o manifestare democratică. Ceea ce s-a întâmplat și am avut noi recent, săptămâna trecută, privind discuțiile publice pe anumite sectoarele respective. Însă, privind studierea opiniilor, chiar și cei care sunt din sistem, vorbesc despre sectorul de securitate și apărare, totuși arată că există o reticență privind contribuția societății civile și neîncrederea că aceasta cumva înțelege sectorul și ar putea contribui cu ceva. În același timp am evidențiat că este necesar totuși cumva să-și rezerve guvernarea și mai curajos să promoveze că securitatea, adică din lipsa acestui
înțeles a securității, ceea ce s-a menționat anterior, să pun accentul că securitatea nu este numai protecția și stabilitatea statului și a regimului politic existent, că în majoritatea populației, așa și înțeleg conform și sondajului care a fost lansat recent în august, dar să înțeleagă că securitatea privește pe toți și se referă la bunăstarea populației și a dreptului omului. De ce în politicile de securitate națională acest aspect de regulă se regăsește în interes național? Da, noi am menționat în studiu cât de valoros acest aspect, pentru că el creează și această fortifică cultura de securitate și în același timp clarifică cultura strategică. Și ce fel totuși de politică are nevoie Republica, politică de securitate are Republica Moldova? Mulți experți susțin că dincolo de documentele strategice este nevoie de identificat o nouă generație de documente. Dincolo de abordarea inclusivă care am vorbit anterior, poate ar fi cazul să ne ducem dincolo de ideea că să fac un document să-i placă tuturor sau să nu supărăm vecinii sau să nu supărăm un actor sau să nu supărăm un potențial partener. Este nevoie de o nouă generație de strategie, poate pe în contextul pandemiei COVID, axat pe o perspectivă adaptivă sau emergentă, de exemplu, cum este situația Olandei, Marii Britanii, exemplu foarte bun a fost a Noua Zeelandă, când a întreprins măsuri de combatere a pandemiei și aceasta s-a datorat în mare parte culturii de securitate și în al doilea rând s-a datorat că această abordare preventivă este integrată într-o strategie națională de securitate. A doilea aspect sau a doua lecție învățată pe care se constată în studiul respectiv este faptul că sensibilizarea față de problemele de securitate prin prisma interesului național și valorilor comune ar da o valoare contribuției societății civile și cetățenilor la implementarea strategiei de securitate națională, pentru că chiar dacă în anumite documente, cum ar fi strategia națională de apărare, care menționează că interesele securității naționale de care ține interesul național al țării reiese din strategia securității naționale, totuși nu există la nivel național o responsabilitate că aceste aspirații și interesele naționale care sunt în strategia națională de apărare sunt auzite de cetățeni sau chiar de decidenții politici și nu există un sistem de operaționalizare a acestor interese naționale. Din această concluzie rezultă faptul că și cultura strategică este joasă prin faptul că până acum era o slabă formulare a viziunii strategice în documentele strategice pe care le avem la moment. De ce este important acest factor, corelația dintre interes național, cultura strategică? Asta influențează și asupra viziunii armatei naționale, care de regulă într-o țară este un simbol care sporește cultura civică, acest spirit civic, cu atât mai mult de ce obișnuiam să spunem că armata națională este pe locul 2 după biserică, foarte mulți ani. Constatăm că realmente în 2020 43,8% de respondenți au încredere armată și mulți experți susțin că aceasta și practicieni, că asta se datorează în mare parte subestimării armatei la nivel de autorități, cât și la nivel de cetățeni, și nu au încredere în perspectiva capacității de apărare acestea. Dovadă fiind lipsa unei finanțări sau subfinanțarea cronică, dar și lipsa anumitor discuții publice privind problemele din sectorul militar. Deci s-ar părea că se discută despre armata națională, dar realmente lipsește o transparență publică de participare la anumite politici sau, am putea spune, domenii care sunt sensibile sectorului de apărare și necesită o susținere publică pentru a sensibiliza și guvernarea. Pentru că discuțiile anterioare au arătat că dacă noi spunem nu avem nevoie de armată, să devine o obișnuință și în oricare măsură sau de ce am fi avut nevoie armată, nu se întreprinde anumite activități.
Aici trebuie să existe o claritate. În același timp, tot legat de interesul național, de cultura de securitate și de cultura strategică, este problematica politicii externe. Chiar recent, într-un studiu, domnul Cibotaru a menționat că se constată necesitatea abordării politicii de apărare și politicii externe a țării într-un context mai larg de dezvoltare a politicii de securitate națională. Pentru că, realmente, oricare politică de apărare și decurge din strategiile naționale de securitate, pe de o parte, pe de altă parte, decurge din interesul național și din politica externă, pentru că politica externă vine să asigure acele activități de parteneriat care să asigure un suport politicii naționale de securitate. Cu atât mai mult că politica externă, concepția politicii externe adoptată la nivel național, este datată cu anul 1995, iar în 2014 Republica Moldova deja este la nivel de partener prin prisma acordului de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. În același timp, evidențiem că în cadrul dezbaterilor ce fel de politică are nevoie Republica Moldova de securitate națională, se evidențiază și problema reformei sectorului de securitate, pentru că ea este încă actuală, dar accentele se plasează de la reforme mai mult spre construcții și dezvoltare. Adică clădirea consensului național prin necesitățile de securitate sau necesitățile de dezvoltare a anumit sector, fie că vorbim Ministerul Apărării, fie că vorbim Ministerul Afacerilor Interne sau Serviciul VAMAL, sau oricare alte instituții din sectorul de securitate. Și în final, ca să nu iau din timp, pentru că studiul el intenționat a fost plasat săptămâna trecută, ca să aveți timp de lecturare pentru a facilita discuțiile de astăzi, pentru că acesta este scopul. Scotem în evidență numai o ultimă lecție învățată, că lipsa corelației dintre documentele strategice evidențiază divergențele dintre autorități. Și noi am avut exemplu că anterior, deci această neînțelegere dintre Parlament, Președinție, Guvern, deci a stopat elaborarea sau adoptarea anumitor documente de politici care oferă credibilitate țării. Am putea spune că la momentul actual aceasta nu prezintă o problemă și un pericol, nu este o distorsiune națională. Cu toate acestea, experții menționează că o problemă care ar putea interveni pentru viitor, dar este și o problemă actuală, este activitatea Consiliului Suprem de Securitate a Republicii Moldova, care face dintr-un set mai extins de reforma sectorului de securitate și deși au fost mai multe recomandări privind parteneriatele pe care are Republica Moldova din partea NATO sau UE, oricum revizuirea cadrului legal cu privire la sporirea capacității și influenții acestea nu au fost realizate și nu în ultimul rând, o lecție învățată este faptul că deseori conceptul de neutralitate este utilizat pentru a stopa procesul de elaborare unei politici sau viziunii strategice a țării, pentru că subiectul neutralității este des utilizat ca pretext sau chiar putem spune ca o barieră artificială în adoptarea unor documente strategice de importanță. Prin aceasta se neglijează uneori parteneri importanți și nu este promovat, de exemplu, parteneriatul și chiar am văzut în cadrul discuțiilor, în cadrul Ministerului Apărării, de exemplu, Alianța Nord-Atlantică și există stereotipurile acestea că colaborarea cu Alianța Nord-Atlantică neutralitatea este un impediment în colaborarea cu Alianța Nord-Atlantică. Totuși, acesta este o explicație mitologică, s-am putea spune falsă, mai mult bazată pe relații de putere și deseori principiile geopolitice, așa cum susțin și experții, stau la baza acestui stereotip că neutralitatea nu presupune cooperarea cu organizații cu caracter politico-militar. Și în final menționez faptul că mulți experți susțin că necesitatea adoptării noi strategii reiese din
o clară definire ce riscuri și amenințări avem din perspectivă metodologică. Până acum, tradițional, se analizau în grupurile de lucru riscurile și amenințările la adresa securității naționale, care urmau să elaboreze anumite obiective și soluții de contracarare acestora, se făceau pe formula clasică, vulnerabilitate, risc, amenințare, analiza mediului intern de securitate, mediului extern de securitate. Totuși, este nevoie de dus dincolo de aceste abordări, de văzut dacă este nevoie poate de o analiză strategică a apărării. De asemenea, propunem că unele țări, cum este Lituania, efectuează un audit a securității naționale, unde prevăd principalele riscuri și amenințări. Deci, și noi în cadrul studiului dat am încercat să evidențiem trei aspecte importante, cum este viziunea noastră sau de stat, deci imaginea noastră de stat corupt, problema militară și lipsa interesului față de comunicarea strategică. De aceea, efectuarea unui audit susțin, necesitatea efectuării unui audit susțin majoritatea experților care au fost implicați în chestionar și tot efectuarea auditului la nivel național și în același timp este nevoie de analizat percepțiile sau temerile populației vis-a-vis de problemele de securitate. În oricare măsură să existe această corelație dintre ce are nevoie statul și care sunt temerile sau necesitățile de securitate a cetățeanului. De ce în partea a doua a studiului dat, și acum să ofer cuvânt colegilor mei, am identificat trei subiecte majore în funcție de interes al factorului de decizie față de acestea, anume combaterea fenomenului corupției, care este catalogat sau apreciat la nivel foarte înalt, problematica securității militare, care are tendință dinspre interesul la nivel de guvernare din experiența anterioară, dinspre mediu, spre scăzut, și un nivel scăzut de interes față de dezvoltarea unui proces de comunicare strategică. Am avut și așa interpretări că ar putea să fie subiecte sau par a fi după conținut diferite. Totuși, toate aceste trei au implicații asupra sectorului de securitate. În același timp, ele se interconectează, în special când noi vorbim despre comunicarea strategică și cum a menționat perfect doamna Ana, despre reziliența, care este un proces necesar în asigurarea unui sector proactiv. Cu atât mai mult că, conform ultimului sondaj efectuat, de fapt primul și ultimul la nivel național privind percepția cetățenilor vis-a-vis de sectorul de securitate, corupția este apreciată la 72% de respondenți ca o amenințare internă la adresa securității naționale. Dar ce este important în acest aspect, eu știu că va vorbi Sanda despre acest domeniu, dacă să fac o corelație cu următorul subiect, este faptul că cetățenii nu se simt în siguranță. Și anume acest sentiment de siguranță este legat de faptul financiar în mod special. La rândul său, furtul bancar, dispariția banilor din bănci este corelat puternic cu corupția la nivel național. Și experții susțin că în studiul respectiv că necesitatea de a avea o abordare inclusivă se impune la moment pe agenda de securitate națională a Republicii Moldova. Și mă oprindu-mă aici, vreau să ofer cuvânt în continuare Sandei Sandu, care a fost responsabilă de componenta corupției ca factor sau ca amenințare la adresa securității naționale a Republicii Moldova. Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la activitatea de astăzi și, într-adevăr, sperăm că în urma prezentărilor noastre o să avem parte de discuții utile și interesante privind care sunt următorii pași de stabilirea unei strategii de securitate națională, dar și altor documente strategice în acest domeniu. Deci prezentarea mea și partea din cadrul studiului se referă mai mult asupra creării unei noi abordări
în sectorul de securitate privind politicile de integritate și anticorupție. Și este un lucru destul de bun că președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, dar de asemenea și Consiliul Suprem de Securitate, în ultimul timp se axează foarte mult pe combaterea și prevenirea corupției în calitate de politică națională și tot mai mult avem discuții și narrative privind impactul corupției asupra securității naționale ale Republicii Moldova. Într-adevăr, în acest studiu ne uităm la securitate în calitatea sa vastă și complexă. Deci vorbim despre securitatea umană, securitatea economică, securitatea financiară și în acest context corupția are acces și are un impact asupra fiecăruia dintre acest domeniu. Deci, în primul rând, corupția este costisitoare pentru stat. Un procentaj de 10-12% din PIB-ul Republicii Moldova este pierdut pe acte de corupție. În acest context, aceasta și obstrucționează funcționarea eficientă a sectorului de securitate, deoarece procesele de implementare a politicilor publice din sectorul de securitate și apărare sunt compromise. Deci, cetățenii Republicii Moldova, din cauza corupției, au o încredere mică în instituțiile de stat și respectiv se creează un cerc vicios prin care instituțiile de stat și din cauza unor scheme de corupție nu sunt în stare să răspundă la necesitățile și nevoile cetățenilor Republicii Moldova. De asemenea, în Republica Moldova, sectorul de securitate și apărare oferă adesea un teren fertil pentru activitățile corupte, din cauza lipsei transparenței, dar de asemenea din cauza unei culturi a confidențialității, dar și a secretului, prin care se există o anumită impunitate și se protejează acest sector de un control sporit din partea actorilor guvernamentali și de stat ai Republicii Moldova, care au activități specifice în sectorul de prevenire și combatere a corupției. În Republica Moldova, factorii precum lipsa transparenței, cultura secretului și confidențialității, lipsa unor mecanisme clare de supraveghere și control, dar și absența unor reguli destul de clare și specifice, au un impact asupra utilizării resurselor financiare în scop privat. Din acest considerent și nivelul corupției în Republica Moldova este destul de mare. Dar un lucru nou care a fost inclus în cadrul acestui studiu, se referă în special la existența și protecția avertizorilor de integritate în Republica Moldova. Și cred că în acest context putem discuta și mai mult despre avertizorii de integritate, despre denunțătorii cazurilor de corupție din sectorul de securitate și apărare, care pot asigura transparența, dar și demascarea schemelor de corupție din instituțiile de stat. Aceștia pot semnala infracțiunile și riscurile de corupție, dar pe lângă acest lucru, putem avea și curăța întregul sistem de securitate și apărare de persoanele corupte și scoate la iveală schemele de corupție care există din acest sistem. Din acest considerent, studiul, în special partea privind prevenirea și combaterea corupției, constă din câteva elemente cheie de bază, prin care și există corupția în Republica Moldova. Deci, în primul rând, discutăm despre justiția, accesul la justiție în Republica Moldova, în special justiția accesibilă și eficientă și care este corectă, aplicată tuturor cetățenilor în mod egal. Deci vorbim și despre statul de drept. De asemenea, pe lângă acest aspect de bază, ne referim și la achizițiile publice, care există o componentă cheie în crearea și în asigurarea politicilor de integritate și anticorupție în Republica Moldova. Și de asemenea ne focusăm în cadrul acestui studiu și pe avertizorii de integritate, cum am menționat anterior, deoarece pe lângă faptul că există un cadru legal în Republica Moldova privind asigurarea și protecția avertizorilor de integritate, acesta trebuie aplicat clar în fiecare instituție guvernamentală din Republica Moldova, dar de asemenea și în cadrul sectorului privat. În acest considerent, unele dintre recomandările pe care noi le referim în cadrul acestui studiu este crearea și cooperarea a diferitor actori care sunt importanți în acest domeniu. Deci și societatea civilă, și actorii guvernamentali din Republica Moldova, mass media, dar de asemenea și sectorul privat, care foarte des este cea de-a doua parte în schemele și în actele de corupție și acesta trebuie luat în considerare, în special necesitățile acestora și cum putem împreună preveni actele de corupție și preveni în special schemele existente în Republica Moldova. În acest considerent, în cadrul studiului privind riscul, analizând riscurile de corupție din sectorul de securitate și apărare,
am identificat 5 riscuri cheie de corupție, care sunt prezente și în Republica Moldova. Și acestea se referă la domeniul politic, cel financiar, personal, de operațiuni și achiziții publice. Și analizând în special aceste 5 riscuri, am încercat să vă oferim un set de soluții care pot fi aplicate și de către instituțiile guvernamentale din Republica Moldova, din sectorul de securitate și apărare. Pe lângă acest lucru, dorim să menționăm că este destul de important ca instituțiile guvernamentale din Republica Moldova să desfășoare un management al riscurilor de corupție. Respectiv, conform legislației Republicii Moldova, conform strategiei integrității și anticorupției, este necesar ca instituțiile guvernamentale să desfășoare acest management al riscurilor de corupție. Sau cel puțin să fie creat un document de bază care identifică și analizează riscurile de corupție din fiecare instituție. Cu părere de rău, realitatea în Republica Moldova este alta. Acest risc al corupției nu este aplicat, managementul nu este aplicat în Republica Moldova și datorită acestora există probleme destul de mari în sectorul de securitate și apărare. În primul rând, nu sunt identificate riscurile specifice fiecărui departament și fiecărei instituție din sectorul de securitate și apărare, iar din acest considerent, mecanismul de răspuns și de reacție la riscul de corupție nu este bine identificat și bazat pe situația reală și pe necesitățile Republicii Moldova. În acest considerent, prin cadrul soluțiilor și recomandărilor prezentate în acest studiu, noi dorim să încurajăm instituțiile de stat să aplice politicile de integritate și anticorupție cu scopul de a asigura o justiție eficientă și accesibilă. Deoarece justiția este aspectul și puntea de bază care conectează și sectorul de securitate și apărare, dar și politicile de anticorupție și integritate. Respectiv, crearea și existența unui sistem judecătoresc independent și existența unor mecanisme clare și eficiente de prevenire și combaterea corupției, acestea asigură temelia statului de drept și sunt indispensabile pentru dezvoltarea Republicii Moldova, dar și asigurarea drepturilor omului și asigurarea necesităților cetățenilor Republicii Moldova. Respectiv, noi toți împreună, dar și toți cetățenii Republicii Moldova, trebuie să beneficieze de un serviciu al justiției corect, care este accesibil tuturor, transparent, respectiv ca societatea să fie una democratică și sustenabilă, știind că statul de drept este aplicat pentru fiecare cetățean în parte în Republica Moldova. Iar procesul de asigurare a integrității în sectorul justiției și celui justițiar este unul multicontextual și în acest considerent este nevoie de a lua în considerare fiecare instituție în parte, care sunt riscurile de corupție cu care se confruntă și cum putem crea un mecanism necesar de răspundere a acestora. Și acum aș vrea să vă prezint pe scurt recomandările care sunt propuse pentru a reuși să prevenim și combatem corupția din sectorul de securitate și apărare. Și acestea sunt, în primul rând, să existe o abordare multidimensională și holistică în acest domeniu. Deci este nevoie de a consolida instituțiile din sectorul de securitate și apărare, dar și instituțiile din sectorul de integritate și anticorupție. Și aici mă refer la Centrul Național Anticorupție, Autoritatea Națională pentru Integritate, care are scopul de a verifica demnitarii publici, funcționarii publici și respectiv se creează mecanisme de control al bunurilor pe care le dețin funcționarii publici din Republica Moldova. În acest context este nevoie să fie create evaluări clare ale corupției și un management strict de riscuri ale corupției din sectorul de securitate și apărare. Pe lângă aceasta, este nevoie să consolidăm instituțiile și procedurile anticorupție din sectorul de securitate. Respectiv, crearea unor documente interne, specifice, care revin cu un set de răspuns pentru următorii 5-10 ani. Astfel este nevoie să creăm un set de planuri de acțiuni care vor fi de lungă durată și respectiv să asigurăm și sustenabilitatea reformelor care sunt implementate în Republica Moldova. De asemenea, este nevoie să îmbunătățim supravegherea și responsabilității. Vorbim aici în special despre controlul democratic al forțelor armate și al sectorului de securitate, dar și cooperarea cu societatea civilă, astfel încât vocile și necesităților cetățenilor să fie auzite și ascultate de către instituțiile guvernamentale și de către principalii actori care iau deciziile
în cadrul Republicii Moldova. Vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați ascultat și sperăm în continuare să avem parte de discuții cât mai utile și interesante pentru noi toți. Eu vreau să mulțumesc Sandy pentru prezentare. În continuare vreau să ofer cuvântul domnului Valeriu Mija, actualmente secretar de stat în cadrul Ministerului Apărării, secretar de stat politici de securitate și apărare. Realmente, domnul Mija a participat la elaborarea componentei militare, securității militare în studiu dat, pe atunci când era încă nu de mult recent profesor în cadrul Universității Libere Internaționale din Republica Moldova, ca reprezentant a mediului academic, și am purtat foarte multe discuții privind caracterul securității militare la etapa actuală, unde am constatat că, pornind de la ideea de ambiguitate, în mediul atât de guvernare, cât și la nivel de societate civilă, necesită de discutat mai curând strategiile proactive și acțiunile preventive pe care ar trebui să le întreprindă instituțiile responsabile de sectorul militar. Poftim, domnul Mija, vă oferim cuvântul. Vă mulțumesc mult, onorată asistență, stimați oaspeți distinși. Sunt onorat să rostesc tezele conceptuale ale studiului. De start vreau să spun că le-am elaborat în calitate de expert din societatea civilă și ca un cadru didactic de la Universitatea Olin. Deci nu voi reflecta elementele conceptuale din cadrul Ministerului Apărării. Și vă mai străduiesc să fiu foarte laconic. Analizând securitatea militară, din perspectiva societății civile și din perspectiva expertizei, noi am venit la următoare concluzii. În primul rând, elementul paradoxal, care noi l-am văzut, constă în faptul că sistemul de planificare apărării a Republicii Moldova avansează fără reflexiile moderne pe marginea sau pe perspectiva strategiei naționale apărării, care a fost aprobată în 2011, și corespunzător fără ghidări strategice din partea lanțului strategic. O asemenea lacună, noi am făcut concluzie că prezintă o marjă de eroare în dezvoltarea securității militare din punct de vedere prioritizării fondurilor financiare pentru sectorul apărării, pentru că într-o economie cu piață liberă și democrație, mereu există dilema între resursele pentru apărare și resursele pentru dezvoltarea sectorului social. Ca urmare, procesul de planificare apărării posibil sau probabil nu răspunde adecvat la amenințările și cu aceasta sporește vulnerabilitatea statului. Ca rezultat, instituțiile abilitate ale statului vor gestiona crizei potențiale mai greu. Noi am venit la concluzie că se necesită revizuirea comprehensivă sau optimizarea acestei lacune, și anume procesul de planificare a securității și apărării comprehensiv, pentru a elimina această deficiență. Vorbim despre starea de ambiguitate care noi am declarat în raport sau ea nu se referă numai la Republica Moldova. În primul rând, procesul de globalizare a demonstrat câteva factori. Existau două modele de dezvoltare a mediului de securitate prin paradigmele internaționale. În anii 90 au fost scrise foarte multe studii, începând de la Francis Fukuyama și Samuel Huntington, John Mersheimer, care puneau în discuție dezvoltarea securității, dar ca rezultatul evenimentelor tragice din 11 septembrie din New York, războiul din Irak, Afganistan, teractele din Spania, Regatul Unit din 2005, criza din bazinul Mării Mediterane, războiul din Georgia, criza din Ucraina au demonstrat că această ambiguitate a fost creată mai mult de țări. Ca urmare, s-a evidențiat două necesități acute. Prima, sectorul de securitate și apărare trebuie să fie transformat într-un model comprehensiv. Unele state avansate care au industrie dezvoltate și o sistemă bine de planificare bine structurată au reușit acest lucru. Alte state au reușit
se readapteze și transforme în cadrul securității colective sau securității comunitare, cum ar fi Uniunea Europeană și NATO. Dar a doua, asta actorii cu capacitate statală mai modestă, cum ar fi Republica Moldova, au realizat că ei trebuie să sporească reziliența și cea mai efectivă cale este să selecteze o configurație internațională de tip securitate, apărare colectivă, comunitară, care dă o reziliență mai puternică. De ce s-a întâmplat acest lucru? Pentru că unele actori, cum au fost expuse de către savantul Barry Buzan în conceptul său de securitate comprehensivă, așa numită școală de la Copenhaga, au spus că noi trecem de la modelul clasic al războiului rece sau al neorealismului la un model comprehensiv axat pe cetățeanul și individul prin confortul său, cum el măsoară securitate. S-a realizat a doilea, că mulți actori folosesc, deja au fost folosite din anii în 2000, metoda proxy, care acum se numește prin cuvintul clișe hibrid, care fac nu altceva decât exploatează vulnerabilitatea statului, națiunii, pentru a spori artificial, repet cuvântul ăsta, artificial, materializării amenințării în favoarea sa. Prin alte cuvinte, acești actori contribuie cu surse minimale la victoria sa prin faptul că nu există reziliența statului sau nu există un descurajator, un element de descurajare. În astfel de situații s-a evidențiat că dezvoltarea forțelor armate, securității militare și procesul de planificare a apărării poate se confruntă cu mari erori în crearea capabilităților și capacităților și poate să nu facă față provocărilor. Aici este și un element care a fost menționat astăzi, este lipsa de cultură de securitate pentru a înțelege că capabilitățile militare, ele nu sunt capabilități ale altor structuri de forță, cum ar fi Poliția de Frontieră sau Ministerul Afacerilor Interne, care pot fi procurate în 3, 6, 7 luni. Capabilitățile militare se dezvoltă 3-4 ani de punerea lor în aplicare, sau există cuvântul operaționalizare, durează de la 4 până 7 ani. Și mai dau un exemplu, spre exemplu, un tank modern care costă foarte mulți bani, s-a dovedit faptul pe câmpul de luptă poate să lupte numai 3 minute 10 secunde. Deci mulți experți așa își spun că dacă tankul este în câmpul de luptă, 3 minute 10 este efectiv, după asta el poate fi distrus sau el devine neefectiv. Iată, sunt cu totul alte categorii care operează securitatea militară comparativ cu alte tipuri de securitate. Dar noi vorbim de o securitate comprehensivă. Încă un fapt, noi am venit la concluzie că Republica Moldova nu a valorificat instrumentele regionale și internaționale de colaborare în domeniu pe deplin, din anumite defecte sistemice care contribuie la menținerea astfel de stări de securitate. Pe parcursul de ambiguitate, pe parcursul anilor s-a dovedit de mai multe platforme care noi am avut în Republica Moldova, a lucrat cel mai bine calea bilaterală, calea programului parteneriat pentru pace prin NATO și merge în ascendență programul cu Uniunea Europeană. Totodată noi am venit la concluzie câteva factori de deficiență despre care noi am finit concluzie. Prima, conducerea sectorului de securitate este pe baza dualismului politic. Acum noi avem o situație foarte bună că avem un partid la conducere, la toate practic ramurile puteri. În cazul schimbării situației, acest dualism politic poate crea deficiență. A doilea, procesul de planificare apărării asigurat prin legea 345/2003, a fost modificat, dar el a fost modificat conceptual și nu stipulează responsabilități clari cu termene și cu acțiuni concrete la timpul respectiv. Și a treilea, cum a fost menționat, statutul de neutralitate din Republica Moldova, stipulat în Constituție prin articolul 11, creează sau a creat o percepție eronată în rândul politicienilor din Republica Moldova, care confundă implicarea statului în diferite configurații securității colective internaționale cu obligația juridică stipulată în Convenția de la Haga din 1907, care nu corespunde totalmente conceptelor de securității colective. Există și acest paradox.
Ce se propune? Vă să fiu foarte scurt. În primul rând, la nivel strategic, să fie abordată deficiența dualismului politic, să fie clar stipulat, pentru viitor de a evita conflictele în dualismul între președintele și prim-ministru pe lanță de politică și de comandă. 2. Aprobarea unui algoritm de planificare a apărării cu responsabilități delimitate și termeni clare, stabiliți prin o hotărâre de guvern și o anexă a legii, pentru că prezumă implicarea tuturor actorilor, inclusiv președintele, primul ministru și parlamentului. Și 3. Identificarea unei opțiuni optime de a implica Republica Moldova în măsura posibilităților în configurații de securitate colectivă pentru a spori reziliența și totodată pentru a fi un element de garant și evitarea interpretării speculative a neutralității Republicii Moldova. Aici eu vreau să finalizez tezele mele cu concluzia că această stare ambiguitate creată, noi avem se creează o oportunitate acum, sau window of opportunity, prin reformele atât conceptuale și instituționale. Dar recomandările sunt reflectate în studiu. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, domnul Mișa. În continuare ofer cuvântul doamnei Elena Mărzac, directoarea Centrului de Informare și Documentare NATO în Republica Moldova, dar elemente a participat în cadrul studiului respectiv ca expert în problemele comunicării strategice și va prezenta deci factorii externi și perspectiva comunicării strategice de contracarare a acestora. Bună ziua, mulțumesc mult doamna Natalia pentru introducere și mulțumesc mult antevorbitorilor mei, în special doamnei ministră și domnului Țibuleac, pentru faptul că ne-a introdus în tablou general, care foarte multe momente se regăsesc și în studiul nostru, noi le-am analizat, nu aș fi vrut să mă repet, și ținând cont de toată această ambiguitate care a prezentat-o și domnul secretar, dar și în combinație cu factorii externi, înțelegem foarte bine, plus toate alimentate cu o comunicare slabă din partea statului nostru, înțelegem rolul comunicării strategice drept una din soluții pentru soluționarea problemelor cu care ne confruntăm. Pe scurt, deci ne confruntăm cu amenințările hibride, cu o cultură de securitate scăzută, cu un mediu informațional precar, fenomenul dezinformării știrilor false, sunt utilizate mai multe metode ale amenințărilor hibride, atât politice, militare, economice, informaționale, și toate acestea pun presiune asupra securității și apărării naționale pe autoguvernare și reprezintă un mare impediment în realizarea intereselor naționale despre care s-a discutat atât de mult la această discuție despre reforma sectorului de securitate și elaborarea documentelor strategice în acest sens. Deci, vulnerabilitatea țării noastre constă pe de o parte din sistemul instituțional și social al țării scăzut și slab consolidat, ceea ce se propune pentru viitoarea continuarea reformei sectorului de securitate, dar pe de altă parte și în capacitatea înaltă de amestec al factorilor externi sau chiar am zice actorilor externi, cu diferite presiuni din exterior și agresiune indirectă, plus având un indice scăzut de bună guvernare, nivel scăzut de încredere a instituțiilor naționale, inclusiv și în sectorul securității și apărare, plus și comunicarea, lipsa unei coordonări a comunicării a instituțiilor din sector face ca toate acestea să fie amplificate și mai puțin auzite toate activitățile, acțiunile de către publicul larg, dar și de către partenerii externi. Narațiunile proprii a Republicii Moldova, care ar poziționa-o într-un plan,
în arena internațională sunt limitate, considerăm noi. Astfel, frecvent, eforturile de comunicare a Republicii Moldova au un caracter defensiv sau se reduc la combaterea unor narațiuni străine și este salutabil acest efort a noului context politic și al noii guvernări a statului care depune tot efortul pentru a remedia această situație și de a avea o vizibilitate pe plan extern și o promovare a narațiunilor noastre. Cu atât mai mult cunoaștem bine că în timpurile de criză, în special pandemia, a scos la lumină problemele existente legate de propaganda internă și externă, impunându-i pe cetățeni să utilizeze niște surse alternative. Conform sondajului care a fost menționat astăzi de câteva ori, populația, 50% din respondenți consideră o amenințare externă, anume fenomenul știrilor false, dezinformării și propagandei, plus Centrul Român pentru Politici Europene, un sondaj, un raport arată că Republica Moldova este una din țările europene cele mai afectate de campaniile de dezinformare. Având toate acestea împreună, plus și atacurile cibernetice, interferența în securitatea cibernetică, plus legislația Republicii Moldova în domeniul securității naționale care nu acoperă în totalitate necesitățile actuale de securitate, coordonarea instituțională la nivel scăzut, suntem martorii creșterii acestor interferențe agenților de influență din exteriorul țării, cum ar fi ONG-uri diferite, mass media, forțe politice, implicarea bisericii, lipsa unei mass media naționale puternice sau unei voci instituționale. La fel, toate acestea au un impact negativ asupra securității naționale. Instituirea, considerăm noi, concluzia acestui studiu și ceea ce prezintă în componenta pe care am analizat-o, o soluție ar fi instituționalizarea comunicării strategice, transformarea comunicării într-un proces la nivel național pentru a contracara amenințările pe care le-am menționat mai sus și pentru a spori reziliența și consolidarea coeziunii societale cu care se mai confruntă țara noastră. Cu atât mai mult că noul context politic are drept scop să dinamizeze politica externă și cea de securitate, ele toate ar trebui să fie însoțite de o comunicare coordonată care să fie bazată pe niște strategii actualizate. Discutăm despre strategia nouă a securității naționale și atunci o strategie a comunicării strategice ar trebui să meargă de mână cu noua strategie a securității. Aș fi vrut foarte pe scurt să evidențiez cum percepem noi comunicarea strategică în sensul pentru că interalia este folosită pentru a contracara efectele perturbătoare al dezinformării, care vizează nu numai publicul extern, dar totodată de a promova interesele noastre naționale, despre care ziceam iarăși astăzi că sunt fie neidentificate, fie sunt foarte puțin cunoscute sau slab promovate, și pentru a spori rezistența la atacurile naționale. Procesul comunicării strategice care îl prezentăm în acest studiu ar oferi oportunitatea de care ar avea nevoie țara noastră pentru a opri evoluția anumitor curente, pentru a spori reziliența publicului la campaniile de dezinformare și de a promova în rândul populației niște narrative, niște mesaje în baza a ceea ce privește interesele noastre naționale, în special în domeniul securității, dar și a politicii externe. Comunicarea în acest sens o să devină un instrument care ar contribui la consolidarea credibilității politice, dar și a încrederii față de instituțiile menționate, care a fost prezentată și de antivorbitorii mei și de colegii mei, drept una din problemele cu care ne confruntăm pe plan intern. Concluzia de bază ar fi că comunicarea strategică trebuie să devină o componentă importantă a sectorului securității și apărării, pentru că este o noțiune incorect interpretată, deseori confundată doar cu o strategie de comunicare sau doar cu lupta de propagandă și știri false sau relațiile cu publicului sau operațiuni informaționale. Aceasta trebuie să fie transformată într-un mecanism de orchestrare a acțiunilor la nivel național. Și deci dacă vorbim despre comunicarea strategică pentru Republica Moldova, vorbim despre eforturile Guvernului Republicii Moldova de a sincroniza
pe de o parte, cuvintele și faptele și de a clarifica metodele de transmitere a acestor mesaje, dar totodată comunicarea strategică ar presupune și niște acțiuni coordonate a instituțiilor naționale și care ar viza integrarea eforturilor a tuturor instrumentelor de putere, inclusiv instrumentul diplomatic, informațional, militar, economic, toate fiind bazate pe noua strategie a securității naționale și, și în paralel împreună cu evaluarea riscurilor și amenințărilor. Astfel, avem nevoie de o mentalitate comună, de comunicare strategică, care să fie integrată pentru fiecare instituție de stat și la fiecare nivel, începând la nivel executiv, la nivel operațional și tactic, plus ar presupune și dezvoltarea de programe și activități care ar viza în mod deliberat comunicarea și implicarea cu publicul țintă, chiar dacă avem în cadrul legal, sunt referințe atât în strategia națională a apărării, în planul nostru de cooperare cu NATO, în strategie pentru securitatea informațională, totuși avem nevoie de implicarea, instituționalizarea comunicării strategice și utilizarea, în primul rând, identificarea, coordonarea și utilizarea tuturor instrumentelor guvernamentale la care s-a referit și domnul Țibuleac atunci când a menționat implicarea atât decidenților politici, cât și a comunicatorilor, diplomației oficiale, afacerilor publice, dar și a sectorului asociativ, a instrumentelor societale care ar include nu doar societatea civilă, dar și mediul academic, instituțiile culturale, mediul de afaceri, celebritățile, autori proeminenți, niște experți care ar avea o voce atât în interior, cât în interiorul țării, cât și în exterior, oameni de știință și diaspora ar juca un rol foarte important în promovarea intereselor noastre naționale. Sigur că aș fi vrut să menționez că comunicarea strategică nu este o soluție unică în acest sens pentru alterarea realității publice. Este o soluție, are o misiune pe termen mediu. Pe termen lung avem nevoie de o educație a societății, educarea competențelor și de generarea de strategii narrative care ar avea un impact pe termen în termen lung. Astfel, se propune să fie transformat această comunicare strategică, să aibă drept niște rezultate palpabile care să fie organizată în niște strategii narrative proactive, ideile și mesajele, să se instituționalizeze prin elaborarea unei viziuni de comunicare strategică la nivel central, să se creeze un centru, un departament al Stratcomului care ar fi creat în cadrul guvernului prin stabilirea unei structuri, fie la Cancelarea de Stat, fie la Ministerul Afacerilor Externe, la nivel de sectorului de securitate și apărare, rolul de coordonator ar putea reveni Consiliului Suprem de Securitate, dar totodată este nevoie de instituit un grup de lucru național pentru coordonarea activităților de comunicare strategică sub conducerea instituției coordonatoare atunci când va fi identificate și un grup de lucru instituțional tehnic la nivel de experți care ar fi responsabili de elaborarea politicilor, relațiilor externe și relațiilor publice. În toate cazurile este necesar ca personalul instituțiilor implicate să fie instruit pe aspecte și mecanisme de Stratcom, să preluăm bune practici atât de la centre și organizații specializate cum ar fi Centrul de Excelență pentru Stratcom NATO, East Stratcom al UE, alte organizații internaționale, dar și de la statele partenere care deja implementează cu succes elemente ale comunicării strategice, dar și să promovăm cultura de comunicare strategică prin crearea mesajelor și acțiunilor bazate pe informații, pe sondaje, pe percepții, pe diseminarea unor narațiuni proprii prin efort comun a tuturor instituțiilor, prin instituirea parteneriatelor între instituțiile de stat, societatea civilă, dar și mass media, prin introducerea, în primul rând, pe agenda publică a subiectelor de securitate națională și de apărare, care în ultima perioadă au fost destul de neglijate, dar este necesar să monitorizăm rezultatele concrete, mediul informațional, să monitorizăm liderii de opinie și astfel să dezvoltăm reziliența informațională. Pentru mai multe detalii, chiar vă rog să consultați acest studiu elaborat împreună cu colegii pentru a vedea mai multe detalii la ceea ce am prezentat. Mulțumesc foarte mult!
pentru atenție. Mulțumesc, Elena, pentru prezentarea studiului care a efectuat în cadrul acestui document de discuții. În loc de concluzii, noi am propus, de fapt, foarte simplu, să depășim ambiguitatea creată în jurul politicii de securitate națională și să revigorăm acțiunile care deja se discută de mult timp și să propunem alte noi. Dincolo de acestea, autorii au propus în cadrul compartimentelor sale recomandări și soluții la problemele identificate, de ce în final la acest studiu noi menționăm numai cadrul de probleme care se referă la lipsa clarității privind vectorul de dezvoltare a țării în politica de securitate națională, care este un pericol. Poate deveni o constatare obișnuită pentru Republica Moldova, poate chiar și acceptată și fără niciun răspuns eficient. Aceste temeri încă există la nivel de societate civilă. În al doilea rând, problema de bază care se evidențiază pe baza acestui studiu este că factorii interni depășesc ca impact factorii externi, reieșind din faptul că nu face față la implicațiile externe. Și în acest context aș fi vrut să menționez o lecție de învățată care să fie pentru o nouă strategie a securității naționale, este faptul că obișnuiam să elaborăm documente de politici pentru a susține ceea ce ne propun donatorii, deci anumite angajamente regionale și internaționale. Deja este cazul de adoptat un document strategic conform necesităților de securitate și capacităților de securitate a Republicii Moldova. De aceea, a treilea aspect care noi atragem atenție în concluzie sunt identificare clară a necesităților de securitate și, în mod special, elaborarea unui mecanism de monitorizare, evaluare, prioritizare a răspunsurilor la factorii de risc care au fost identificați sau sunt identificați la adresa securității naționale și chiar în cadrul grupurilor de discuții au fost propuneri privind crearea unui centru de analiză pe lângă o instituție guvernamentală sau, de exemplu, pe lângă Consiliul Suprem de Securitate, care ar oferi această expertiză și ar crea acest mecanism de comunicare dintre sectorul de securitate și această platformă dintre a organizațiilor neguvernamentale, a societății civile și a mediului academic. De asemenea, sunt evidențiate la final anumite acțiuni și instrumente care ar permite depășirea problemelor și am putea spune acoperirea acestor necesități identificate. În primul rând, și astăzi nu odată s-a menționat despre necesitatea abordării integrate sau comprehensive a politicii naționale de securitate, dar nu în ultimul rând, sectorial se impune necesitatea planificării apărării naționale, realizată prin elaborarea unei strategii preventive și planificarea acțiunilor proactive. Tot experții, la final, noi menționăm că, de fapt, apărarea nu se referă numai la Ministerul Apărării. Noi vorbim despre mai multe componente care integrează participarea și altor instituții din sectorul de securitate, dar și nu numai. De aceea, necesar se impune pe agenda guvernului procesul de comunicare strategică care ar contribui la atingerea obiectivelor privind, de exemplu, cultura securitate, așa cum a menționat doamna Elena anterior, și în ultimul rând sporirea sentimentului de siguranță și securitate a cetățeanului prin creșterea încrederii în sustenabilitatea, sau putea spune continuitatea și valorificarea reală a reformelor și politicilor întreprinse în asigurarea securității naționale, inclusiv din perspectiva factorul cum ar fi corupția. În acest context, eu vreau să vă mulțumesc pentru atenție și ofer cuvântul moderatoarei. Doamna Natalia, mulțumesc frumos! Mulțumesc tuturor autorilor care au prezentat acest studiu. Cu siguranță ideile care au fost expuse vor reprezenta un subiect de discuții și intervenții, de aceea dau startul celei de-a treia etape a evenimentului nostru de astăzi, de discuții și intervenții din partea reprezentanților instituțiilor de stat și experților.
și ofer cuvântul domnului Viorel Cibotaru, conferențiar universitar, director executiv Institutului European de Studii Politice din Republica Moldova, cofondator CIDNATU și ministru al apărării Republicii Moldova în anul 2015. Domnul Cibotaru, poftim! Mulțumesc frumos, doamnă moderatoare, doamnelor și domnilor, sunt foarte bucuros să particip la lansarea acestei discussion paper, care vine să încununeze un efort concentrat în a antrena societatea civilă, comunitatea de donatori, autoritățile, într-o discuție mult mai largă și într-un proces de lungă durată. Cu toții cunoaștem un lucru, că dezvoltarea oricărui sistem, dar ne referim în cazul de față, sigur că la sistemul de securitate și apărare a Republicii Moldova, se dezvoltă ciclic și pe spirală. Deci noi am trecut prin diferite cicluri în 30 de ani de existență a Republicii Moldova, prin diferite cicluri, noi le-am etapizat în literatură și ne aflăm acum în pragul unui alt ciclu care este foarte bine pronunțat și care mai mult sau mai puțin am formulat niște gânduri și idei care astăzi le dezvoltăm în abordările pe care noi le-am auzit. Dar și de ce eu mai puțin am să mă refer la această parte. Dar vorbind de ciclismul și factorul ciclic al proceselor de dezvoltare, vreau să atrag atenția la două momente. Primul este însăși procesul de discutare, de negociere, de dezbatere a ceea ce noi numim interesele naționale. Eu nu cred că noi în acest ciclu vom ajunge la un consens în ce înseamnă interesele naționale ale Republicii Moldova. Pe de o parte, ele sunt formulate în Constituție, stau la baza legislației. Există un proces foarte, foarte, cum să-i spun eu, un proces foarte sensibil. Pe de altă parte, riscurile sunt extrem de flexibile. Deci, atât noi putem să dezbatem un anumit set de riscuri cu care ne confruntăm astăzi, ca mâine să ne trezim cu alte riscuri. Și de ce niciun document nu va putea satisface toate necesitățile dintr-o dată? De ce eu vreau să spun că este important însăși procesul de revizuire permanentă a riscurilor, de reconfirmarea a înțelegerii ce înseamnă interesul național, a unor lucruri fundamentale pe care se bazează astăzi existența unităților național-statale, cum este și Republica Moldova, inclusiv și a parteneriatului, inclusiv și a mediului de securitate în care se află, inclusiv și a modului cum își planifică dezvoltarea ca stat. Dar, pe de altă parte, există și un plan operativ în care trebuie soluționate probleme zi de zi, în care există niște probleme curente și eu cred că anume acum este momentul să fim atenți inclusiv și la acest plan și la acest parcurs. Deci, trebuie să ne moderăm anumite așteptări. Eu mă refer acum la mai multe instituții, la Ministerul Apărării, care este în pragul unor transformări în ce privește Armata Națională. Și sigur că așteptările noastre sunt mult mai mari decât capabilitățile sau posibilitățile de a face unele lucruri repede. Dar vreau să-mi exprim mulțumirea și satisfacția că inclusiv în fruntea instituțiilor, în ministerie, în instituție, apar tot mai mulți oameni care sunt capabili să aibă o viziune, care planifică, adică care văd atât această agendă strategică, cât și pot foarte repede soluționa niște probleme curente. Mă refer aici la exemplul Ministerului Apărării, care a soluționat o problemă de ani de zile de participare a Republicii Moldova la operațiunea în Liban, în a sprijini un efort în care noi discutam ani de zile și criticam că Republica Moldova tot primește asistență, își dezvoltă capabilitățile,
dar refuză să le pună în practică atunci când este o cerință sau o așteptare din partea comunității internaționale. Este un foarte bun exemplu și pentru alte instituții la care încă noi nu vedem. Sper foarte mult la acele reforme despre care se așteaptă la nivelul Ministerului de Interne. Este un minister foarte mare, cu multiple probleme, dar totodată este un minister în care probabil s-a investit cel mai mult din toate instituțiile din sectorul de apărare. Și succesele de la aceste două ministere, primele, ele sunt de acum în vizor, de acum sunt în discuție, ar trebui să încurajeze atât acest plan de soluționare zi cu zi a problemelor oamenilor, pentru că doar așa omul, cetățeanul de rând nu are auz să înțeleagă dezvoltarea strategică ce o să fie peste 5 ani, peste 10 ani, el vrea să vadă rezultatul astăzi, în cel mai rău caz mâine până la prânz. Și de ce este necesar și de a livra rezultate imediate, de ce ce au vorbit colegii foarte frumos despre problemele majore la zi, lupta cu corupția, planificarea apărării, comunicarea strategică, se pliază pe soluționarea acestor probleme și pe sentimentul omului că reforma vine, că într-adevăr se schimbă timpurile, că într-adevăr șansa de reformare în Republica Moldova nu este irosită cum s-a întâmplat în alte timpuri. Deci eu vreau acest element să fie foarte clar pentru fiecare participant. Deci să nu scăpăm agenda problemelor zi cu zi, pentru că dacă o să vorbim numai de strategii, numai de ce o să fie mâine, poi mâine, peste 5 ani, dar nu vom rezolva ceea ce așteaptă oamenii acum, riscăm iarăși să compromitem și să pierdem acel element de euforie care, și curaj care îți permite să faci lucruri mari și importante. Ar sunat aici câteva idei extraordinare privind coordonarea la nivel național a acestui efort. Eu văd că deci, aștept foarte mult și un activism din partea politicienilor, din partea Comisiei Parlamentare, din partea Partidului de Guvernare, în să manifeste înțelegerea acestor probleme de apărare, de securitate, parteneriatelor, opțiunilor de securitate. Și totodată, o altă idee, și înainte de acest eveniment am participat la alt eveniment, un studiu dedicat analize asistenței internaționale în pandemie și vreau aici să aduc aminte de un alt studiu care l-am efectuat împreună cu Elena și cu Sanda și cu Rosian Vasiloi cu privire la cartografierea asistenței internaționale în reforma sectorului securitate de Republica Moldova. A fost lansat câțiva ani în urmă. Și mă bucur aici de prezența donatorilor și partenerilor centrului, oficiului de legătură a NATO, UNDP, deci ambasade, probabil sunt și colegi de la Alianța Nord-Atlantică și din alte instituții. Deci este importantă inclusiv și o discuție foarte aprofundată în privința donatorilor și în acest sens însă sprijinul care vine de la Konrad Adenauer Stiftung, acest interes de a sprijini această parte a reformei Republica Moldova este extrem de salutabilă. Și eu cred că noi trebuie să ne gândim inclusiv și la evenimente și la analiză în ce măsură această asistență pe care noi ne-o dorim. Și eu, de exemplu, acum lucrez la elaborarea unui studiu de needs assessment pentru cooperarea în cadrul sectorului de securitate și apărare între Uniunea Europeană, Alianța Nord-Atlantică și Georgia, Ucraina și Republica Moldova. Deci și la nivel european sunt preocupări de a eficientiza, de a concretiza, de a focaliza ajutorul pe care și sprijinul și parteneriatul pe care noi îl planificăm la cel mai eficient mod, la folosirea resurselor cât se poate de targetat, cât se poate de rațional și fezabil. Este o necesitate a timpului să adoptăm acest stil, nu cerem mai mult ca să primim mai puțin și să fim satisfăcuți de lucrul acesta, dar cerem exact atâta cât ne trebuie și livrăm exact atâta cât se așteaptă.
Acestea sunt câteva observații pe marginea acestei prezentări. Vreau să-i salut și pe Elena, și pe Sanda, și pe Valeriu, pardon, domnul secretar de stat, cu un succes remarcabil nu doar în ceea ce este ajustarea cercetărilor, studiilor noastre acestui domeniu, dar și aplicativitatea practică, dar și problemele pe care le-ați ridicat. Sunt foarte entuziasmat și eu cred că noi trebuie să continuăm în aceeași cheie și alte demersuri în acest domeniu. Mulțumesc frumos! Mulțumim și noi, domnul Cibotaru. De asemenea, astăzi avem în calitate de invitat pe reprezentant a Ministerului Justiției al Republicii Moldova, Lilia Rusu, șef a Direcției Analiză, Monitorizare și Evaluare a Politicilor, pe care o invit să se expună, să-și expună punctul de vedere referitor la acest studiu. Doamna Lilia, dacă sunteți conectată. O văzusem anterior, nu știu dacă mai este prezentă. Nu este prezentă. Doamna Lilia Rusu? Văd că este conectată dumneavoastră, dar... Da, eu am văzut-o conectată, dar da, nu știu. Am putea oferi eu cuvântul. Următorul, da. Aici, cel puțin la mine în agenda, este specificat că va vorbi un reprezentant al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova. Nu este specificat numele, dar dacă este prezent, de asemenea, îl invităm să se expună punctul de vedere referitor la studiu. Dacă este un reprezentant al serviciului. Da, bună ziua. Bună ziua, vă rog mult să vă prezentați. Sunt Victor Hodoroja, șeful Direcției Analiză Integrată din cadrul Serviciului de Informații și Securitate. Mă bucur să revăd mulți colegi. Mă bucur să cunosc noi persoane. Recunosc că am citit în detaliu proiectul politicii de securitate și vreau să spun că este o oportunitate nu doar pentru serviciu, dar și pentru toți noi, și asta, inclusiv prezența noastră și implicarea noastră, demonstrează o deschidere a serviciului spre comunicare cu societatea civilă, demonstrează că serviciul nu are reticență față de expertiza societății civile, fiindcă nimeni nu cunoaște adevărul absolut. Doar împreună putem să aflăm multe realități și să promovăm inclusiv ceea ce ați menționat de antevorbitorii, acea cultură de securitate. Desigur că susținem ideea unui registru a riscurilor și amenințărilor de securitate, dar îl susținem prin prisma a două valori, aceea de probabilitate și de impact, care în mod automat trebuie să reflecte inclusiv și mecanismul de acțiune, mecanismul de reacție, inclusiv sub aspect de planificare financiară. Fiindcă în caz contrar nu o să fie doar un document care devine în scurt timp caduc și nu o să avem impactul pe care ne-l dorim. Și exemple sunt multiple. Atunci când, și dau simplu exemplu cu furtul miliardului, serviciul în nenumărate rânduri a informat toți decidenții. Acele comisii de anchetă realizate în urma comisii de anchete parlamentare realizate privind cum a derulat întreg procesul, a scos în evidență că serviciul a fost activ. Dar aici este foarte important de menționat, după cum a menționat Elena, ce ține de cultura de securitate. Sau doamna Sand, cer scuze, de cultura de securitate. Da, este o problemă că cultura de securitate este de un grad scăzut în Republica Moldova. Și trebuie să o spunem franc și deschis. Dar trebuie să spunem franc și deschis că nu este cea mai gravă că cultura de securitate este de un grad scăzut la nivelul societății. Este mult mai grav că cultura de securitate este redusă la nivelul instituțiilor de stat. Începând cu funcționarul simplu și terminând cu cel mai înalt funcționar de rang înalt. La etapa actuală sperăm că lucrurile se vor schimba într-o dinamică pozitivă, fiindcă toți
am remarcat că avem o concepție din 2008, că avem o strategie din 2011 care de mult este expirată și toți conștientizăm că dinamica de securitate nu a stat pe loc. Avem procese care au generat noi riscuri și amenințări în adresa securității naționale. Și cunoaștem cu tot ceea ce s-a întâmplat în estul Ucrainei. Da, au apărut noi amenințări, inclusiv de tip hibrid. Dar totodată noi conștientizăm că la nivelul Republicii Moldova nu ne confruntăm cu amenințări hibrid sau amenințarea hibridă nu este o noțiune nouă pentru noi. Noi nu am operat cu noțiune de amenințare hibrid. Dar tot ceea ce s-a întâmplat începând cu anii 90 pe dimensiunea transnistriană demonstrează cu elocvență că problematica transnistriană poate fi încadrată în ceea ce numim amenințare hibridă. De aceea, studiind studiul, ați considerat foarte bine multe din interesele naționale care pot fi încadrate într-o strategie de securitate națională. Dar cu siguranță în această strategie, și cred că domnul Cibotariu o să poată confirma, integrarea teritorială trebuie să fie un interes național a Republicii Moldova. Și nu poate fi declarat că este o speranță falsă că nu putem avea soluții de reintegrare teritorială. Și inclusiv nu putem să declarăm că avem speranțe false că trupele ruse pot fi retrase de pe teritoriul Republicii Moldova. Când, și în cazul dat mă refer la trupele staționate ilegal, nu la grupul de pacificatori. De aceea, împreună cu cele punctate de dumneavoastră, serviciu își manifestă disponibilitatea de a se implica plenar în elaborarea, în identificarea riscurilor și amenințărilor, inclusiv în identificarea și eradicarea vulnerabilităților de securitate, care, în opinia noastră, este mult mai ușor de a eradica o vulnerabilitate decât un risc sau implicit o amenințare. Desigur că este necesar un audit al sectorului de securitate, audit sub aspect de control parlamentar, sub aspect de control din partea președinției, audit inclusiv din partea organelor procuraturii, instrumentar. La etapa actuală există disponibilitate de a ne implica plenar, fiindcă, într-adevăr, la etapa actuală avem nevoie în regim urgent de o strategie de securitate națională care ar impulsiona totodată și modificarea cadrului legislativ și normativ pe alte paliere, inclusiv și în speță pe dimensiunea serviciului de informație și securitate. Și recunoaștem că de mai mulți ani avem mai multe proiecte de acte legislative pe agenda parlamentară care așteptăm să fie aprobate pentru a crea noi mecanisme de operare pentru serviciul de informații și securitate pe dimensiunea protejării securității naționale, atât sub aspect de stat, cât și la nivelul cetățeanului. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnul Hodorogea. Și între timp, dacă a revenit doamna Lilia Rusu, pot să-i ofer cuvânt cu o intervenție. Eu o văd conectată, nu știu, poate are o problemă tehnică, până se rezolvă problema. Astăzi o avem ca și invitat reprezentant a Centrului Național Anticorupție, în persoana doamnei Stella Rusu, șef adjunct al Direcției Cooperare Internațională. Doamna Stella. Bună ziua, stimați colegi. Corupția sistemică are o influență deosebit de gravă asupra securității naționale și internaționale, subminând structurile statale și drepturile fundamentale ale omului. Acest lucru are loc inclusiv din cauza faptului că printre factorii care favorizează corupția se evidențiază nivelul înalt de acceptabilitate socială a comportamentului corupțional, dar și sensibilizarea redusă a agenților publici cu privire la etică și integritate. Reieșind în acest deziderat, menționez că activitatea de prevenire a corupției reprezintă o prioritate în clasamentul obiectivelor strategice de activitate ale Centrului Național Anticorupție, întrucât o înțelegere mai mare a impactului corupției asupra securității naționale ar contribui la diminuarea considerabilă a acesteia. Din acest considerent, unul din principiile de activitate ale CNA reprezintă aplicarea prioritară a metodelor de prevenire a corupției față de cele de combatere. În acest sens, menționez că măsurile de prevenire a corupției sunt următoarele.
sensibilizarea și educația anticorupție, expertiza anticorupție a actelor normative, evaluarea integrității instituționale, testarea integrității profesionale, analiza strategică și operațională a corupției, monitorizarea și evaluarea politicilor anticorupție, cooperarea internațională. Astfel, educația anticorupție este orientată spre activități de instruire și informare a grupelor țintă, campanii de sensibilizare, suport consultativ și metodologic entităților publice la implementarea standardelor de integritate, conlucrarea cu societatea civilă și partenerii externi în vederea sporirii eficienței mecanismelor de prevenire. De asemenea, o acțiune preventivă specifică și deosebit de importantă care revine în competența centrului este expertiza proiectelor de acte normative care are ca scop analiza nivelului de coruptibilitate a proiectelor menționate. Un alt instrument de prevenire a manifestărilor de corupție în activitatea unei entități publice reprezintă evaluarea integrității instituționale prin identificarea riscurilor de corupție și de analiză a factorilor care le generează, precum și oferirea recomandărilor de înlăturare a acestora. Problemele constatate în procesul aplicării acestui instrument sunt diverse, dar se rezumă la deficiențe în asigurarea unui climat de integritate instituțională de către factorii de decizie, coruptibilitatea actelor normative, inclusiv departamentale, dar și aplicarea deficitară a acestora, deficiențe ale sistemului de control intern managerial. Responsabilitatea de consolidare a climatului național de integritate, de sistematizare și eficientizare a eforturilor entităților publice în domeniul prevenirii și combaterii corupției sunt coordonate în cadrul principalului instrument de politici publice, și anume Strategia Națională de Integritate și Anticorupție. Asigurarea monitorizării și evaluarea procesului de implementare a strategiei este realizată de către Centrul Național Anticorupție, care asigură și funcția de secretariat al grupurilor de monitorizare a strategiei. Totodată, abordarea eficientă a fenomenului corupției necesită o dezvoltare continuă a instrumentelor existente, precum și dezvoltarea inițiativei în preluarea bunelor practici internaționale. În acest scop, unul din obiectivele instituției îl constituie dezvoltarea relațiilor de cooperare cu instituțiile similare de peste hotare, misiunile diplomatice și consulare acreditate Republica Moldova, cu organizațiile străine, regionale și internaționale, statele membre ale Uniunii Europene și alți donatori. În altă ordine de idei, în ceea ce privește interacțiunea cu societatea civilă, cine are cunoaște rolul indispensabil al societății civile și mass media în sistemul național de integritate, prin monitorizarea independentă și imparțială, dar și prin informarea echidistantă a societății asupra deficiențelor din sistem, astfel încât împreună să combatem fenomenul nociv al corupției, ce are un impact negativ inclusiv asupra securității naționale. Astfel, CNA asigură comunicarea cu publicul prin intermediul instrumentelor disponibile, furnizează informații de calitate publicului și întreprinde toate măsurile rezonabile pentru a asigura obiectivitatea, corectitudinea și imparțialitatea diseminării informației de interes public. Doresc să menționez că CNA își aduce aportul la asigurarea securității naționale prin întreprinderea tuturor măsurilor necesare pentru realizarea atribuțiilor sale funcționale, întrucât este o instituție care vine să sprijine cetățeanul, apărând drepturile și interesele legale. La final, vreau să vă mulțumesc pentru invitația de a participa la discuțiile pe marginea studiului cu privire la politica de securitate națională a Republicii Moldova, pe care îl considerăm deosebit de important. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim și noi, doamna Stella, pentru prezență și pentru intervenția dumneavoastră. Noi am epuizat lista vorbitorilor incluși în agenda, dar cu cea mai mare plăcere ofer, dacă cineva vrea să se expună cu privire la acest studiu, îi ofer această posibilitate, dacă cineva vrea să se expună, fiindcă trebuie să urmeze cea de-a patra etapă a evenimentului nostru de astăzi, întrebări și discuții. Dacă sunt întrebări, comentarii din partea persoanelor prezente și care nu au fost incluse în agenda. Nimeni nu vrea să se expună? Da? În cazul dat, nu știu, poate cineva dintre autori ar dori să facă unele concluzii. Bine, au fost deja realizate, spuse unele concluzii de către doamna Natalia, dar dacă mai dorește cineva dintre autori să se expună în urma intervențiilor, experților și reprezentanților instituțiilor statale care au vorbit,
Dacă îmi permiteți, doamna Rodica, doar o scurtă concluzie în cele discutate astăzi. Am văzut importanța, în primul rând, a dezbaterilor și a discuției subiectelor, inclusiv societatea civilă, mediul academic, cât și instituțiile guvernamentale, practic sunt pe aceeași undă și ne rămâne decât să conjugăm eforturile. Eu aș vrea să mulțumesc mult echipei cu care am lucrat și în special coordonării din partea doamnei dr. Natalia Albu pentru a evidenția într-adevăr problemele de bază cu care se confruntă sectorul și cred că un exercițiu bun l-am făcut și urmează să asistăm mai departe instituțiile guvernamentale în a identifica deja activități concrete, cum aceste recomandări pot fi implementate în practică și ne-am bucurat mult dacă instituțiile guvernamentale vor fi deschise să colaboreze cu societatea civilă, cu platforma societății civile din sectorul de securitate pentru a vă ajuta, pentru că avem un scop comun de a avea un sector de securitate care se poate să răspundă la toate amenințările care le-am discutat astăzi și altele poate care nu le-am menționat. Vă mulțumesc mult și chiar sper că este doar o inițiere a discuției și întreg procesul urmează să fie unul cu efort conjugat și cu rezultate pentru cetățeanul de rând. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Elena! Asta fiind spuse, probabil vom finaliza acest eveniment. Natalia Albu, eu doar am să intervin cu faptul că și domnul Veceslav Bugai zicea că vrea să intervină pe problema care a menționat-o din start, este vorba de situația sau problema funcționalității Consiliului Suprem de Securitate, care a încercat această tematică mai multe ori să fie pe agenda instituțiilor de sectorul de securitate prezidențială, inclusiv și parlamentară, și dumnealui ar fi vrut să facă niște intervenții la acest subiect. Bună ziua, cu mare plăcere. Vreau, în primul rând, să vă felicit pentru acest studiu. În opinia mea, este foarte bun și comprehensiv să vorbim despre revizuirea arhitecturii sistemului de securitate. Deci consider că acest studiu este un fel de kickstart al acestui proces de revizuire a arhitecturii sistemului de securitate și de asemenea vreau să zic că spunem fortificarea sistemului de securitate este pe agenda Cred că sunt probleme. Da, este o problemă tehnică, fiindcă a dispărut sunetul. Mai încercăm o dată. Da, noi nu vă auzim. Și continuare aș vrea să vin cu două mesaje. Se aude? Da, acum se aude mai bine. Oricum, deci ar vrea să vin cu două mesaje din lecțiile învățate pe care le-am avut noi. Fiind tendință bună, cred că trebuie să o împărtășim. În primul rând, ar vrea să menționez că, da, acum noi o să începem un proces foarte comprehensiv de revizuire a acestei arhitecturi a sistemului de securitate și aici este necesar de menționat că nu trebuie să aplicăm jumătăți de măsură. Deci tot ce a fost multe făcute în acest domeniu de reforme, de multe altele, s-a aplicat jumătăți de măsură. În diferite chestiuni, cum ar fi evaluarea riscului, o să vorbim, deci unii sistem că cineva o să aibă reacții nu prea bune, alții că nu trebuie, riscul nu este nici politic, nici de altfel, este risc. El trebuie abordat și foarte corect și de luat măsuri adecvate pentru diminuarea lui.
La fel, în ceea ce se referă la alte chestiuni din acest domeniu. Deci jumătăți de măsură nu pot fi. Mai bine nu facem decât să zicem, să bifăm că am făcut. Deci asta este foarte important, ceea ce am vrut să spun. Și al doilea mesaj, Natalia a menționat că eu deja de ani bune tot încerc să bat la urechea autorităților că este necesar de a reforma Consiliul Suprem de Securitate. Aici, acesta este imperativ. Dacă noi vrem să construim o arhitectură nouă a sistemului nostru național de securitate, important este să fortificăm acea viziune care este împărtășită de toate instituțiile care sunt parte a acestui sistem. În acest sens, este important ca rolul Consiliului Suprem de Securitate să fie mărit, să fie avansat. Sunt o grămadă de exemple cum poate fi făcut. Nu trebuie să inventăm roata. Deci, de exemplu, eu împărtășesc viziunea că el trebuie să aibă decizii deliberative acest Consiliu, deoarece acolo sunt toate persoane, posibile persoane în stat. Deci, se iau decizii într acest domeniu care se referă la toate instituțiile statului, de ce să nu fie deliberativă și să fie îndeplinită. Asta doar o chestiune. Ori altă chestiune. De ce să nu fie atașat pe lângă acest consiliu un singur, că este foarte important că fiecare decizie să fie bazată pe niște analize, pe niște date foarte concrete. Și de asemenea, s-a vorbit de pildă mult despre un mecanism early warning. De ce acest think tank ori un think tank asociat să nu îndeplinească această funcție? Și multe altele. Deci, eminența reformării acestui Consiliu Suprem de Securitate este foarte mare. Și prima bucură că persoanele decidente din autoritățile actuale împărtășesc în mare măsură necesitatea consolidării sistemului de securitate și asta ne dă speranță. Deci asta am vrut să spun, iarăși și strângem rândurile. Mulțumim frumos, domnule Bugai. Asta fiind spus, probabil vom finaliza aici evenimentul de astăzi cu un demn să lecturăm acest studiu care a fost elaborat și să analizăm, bineînțeles, ideile care sunt expuse în acest studiu, cât și concluziile noastre proprii vis-a-vis de cum ar trebui să arate noua strategie de securitate națională a Republicii Moldova, care, într-adevăr, să corespundă intereselor noastre naționale. Eu finalizez aici. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență și, bineînțeles, în contextul pandemiei, care, iată, se pare că iarăși ia amploare, vă doresc tuturor sănătate. La revedere! Mulțumesc! La revedere, mulțumim! La revedere, mulțumim! La revedere.